Bună ziua tuturor, sunt Arotola cu nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în taur, etalare pentru iunie, interesant, apare și 6 pentru luna 6, iunie 2021, evident că etalarea poate să vibreze mult timp de acum încolo, mult timp, câteva luni. Poate deja a început să se manifeste. Fiți doritori să exprimați dragostea. Au sărit multe cărți, dar evident că a trebuit să aleg totuși o carte. În urmă, a venit aceasta în mod special. -ă, exprimă dragostea ca să primești dragostea. Da? La capătul setului de cărți, îmbrățișați-vă emoțiile. Arătați, arătați-vă sentimentele, lăsați-le să iasă la suprafață și să fie acceptate și de voi, nu doar de cei din jur. Întoarceți-vă inima către lumină. 36, iar 6. Prin comunicare reușiți să vă echilibrați. Ieșiți dintr-o perioadă negativ, negativă, întunecoasă și întoarceți-vă către lumină. 3 și cu 6 înseamnă nouă creștere spirituală. Ascultați-vă inima. A, ce frumos sunt întotdeauna când vă cartea aceasta, Ascultați cu inima, nu să ai inima, cât cu inima. da. Dar când, ascult, când văd cartea aceasta, mă gândesc la melodia aceea Roxette, Listen to your heart, pentru unii dintre voi. Haideți să vedem ce legătură are emoțiile cu dorința de a exprima dragoste. Nu că n-ar avea legătură, dar cum se vor lega mesajele și cu cele din crucea celtică. Da, alegeți, alegeți, dragii mei. Doi de băte și faetonul. Alegeți în momentul în care alegeți și vă faceți planurile, mergeți hotărât. Mergeți, faetonul merge, avem un glob, aveți un glob, da? Vă creați o nouă lume, poate mergeți peste hotare, mergeți prin țară. Mergeți în întâmpinarea destinului vostru, cu hotărâre, cu determinare, dar și faetonul și doi de băte reprezintă alegeri. Taur, Soare, Lună Venus ascendent, nodul Nord, un Taur. Iunie 2021. Hai să vedem. Central. Oh, ce frumos! Faetonul și steaua. Aici este destinul vostru. Aveți speranță, în primul rând, în inima voastră. Poate că pentru unii să fie un vărsător. Să zicem și pe aceasta. Poate. Dar nu este obligatoriu, pentru că vărsătorul nu este obli obligatoriu reprezentat de stea. Steaua poate să reprezinte o persoană publică. Poate să reprezinte o persoană la distanță, la care vă gândiți, la care sperați că vă veți întâlni. Poate să fie evident că așa ar fi cel mai frumos dorința voastră de a vă echilibra inima. Da? Emoțiile despre care se zice și aici în mesajul pe care l-ați primit, îmbrățișați-vă emoțiile și aici este 18, adică 9, iar o chestiune de expansiune emoțională. Dar nu doar pe calea simțurilor, dar și prin uh, gesturi și verbalizarea acestor emoții. Steaua! Aveți credință, în primul și în primul rând! Vindecați-vă! Vindecați-vă inima dacă sunteți dezamăgiți, echilibrați-vă, rugați-vă, sperați! Asta e! Trecând peste că călnori sfitos cu gândul la vărsători. Șapte de cup. Aici este uh, provocarea. Să alegeți. Ați văzut mai devreme doi de băte și faetonul. Aveți opțiuni, într-adevăr. Aveți opțiuni. Alegeți dintre toate opțiunile pe care le aveți. Alegeți steaua. Nu musa e cea mai strălucitoare, nu musa e cea mai îndepărtată, ci cea care vă echilibrează sufletul, cea care vă vindecă va duce mai repede aproape de vindecare. Și vindecați fiind, vă apropiați mai ușor de destinul vostru. Posibil să întreți între un suf... Mai vedem. Dar hai să o zic acum, dacă tot îmi sta așa pe buze mesajul, să fiți între o persoană care vă creează confuzie și o persoană care vă e predestinată. Și dacă nu e persoană, poate să fie un job, o situație. Da? care vă ajută să vă dezvoltați, să vă apropiați destinul vostru și alta care vă creează confuzii. Nu neapărat persoană. O, lumea! Iar o chestiune la distanță, clar. La distanță, peste hotare. Ați călătorit unii dintre voi. Ați încercat să încheiați un capitol cu cineva. O să clarific. E un capitol încheiat cu cineva. Clar, pentru unii, dacă acest capitol a implicat și călătorie, călătorie peste hotare, iar poate să varieze, dar o să clarificăm ca să vedem exact ce s-a încheiat sau ce s-a împlinit, mai bine zis. Încheiat înseamnă un lucru, împlinit este cu totul altceva. În ultima vreme apare, în trecutul apropiat, apare șase de băte. Repet-o să clarific. Dorința voastră de a merge victorioș într-o nouă direcție. Poate cineva încearcă să vă cucerească, poate voi încerca să cuceriți ce. Paradisul, această stea greu de atins, posibil acest destin. Poate să pară greu, dar nu e imposibil. Rămâne de văzut la clarificări. Oh, oh diavolul, în viitor, diavolul. Atașamente, obsesii, adicții. Iar o să clarificăm. O legătură karmică, în prezent 5 de cupe, interesant. În prezent cineva plânge. Din ce motive? Din, din ce motiv vă zic? Din cauza că este obsedat, obsedată, că sunteți voi, că e altcineva. Voi știți că e talare colectivă, da? în prezent există o stare de regret, dar regretul ăsta devine obsedant. Și cred că din cauză, cred așa simt, din cauză că încercați, ați, încheiați, în... ați încercat să încheiați un capitol cu cineva. Probabil acest personaj din trecut tot încearcă să, să vină să vă cucerească și ceva nu merge. Regretă ce a făcut, și aici sunt confuzile. Ce faceți? Îl mai sau o oh mai acceptați sau alegeți steaua, destinul vostru, vindecarea? În viitor apare acest diavol. Hm. Nu-mi place când apare diavolul. Dacă cumva aveți vreun capricorn în gând, n-am nimic cu capricornii. Nu-mi place când sunt reprezentați de diavol, dar diavolul poate să fie orice zodie. Ho, oh, iar turnul pe care l-am văzut de un an de zile în viața voastră este Uranusul care este în, în Taur, dar sfatul este, lăsați construcția să pice, lăsați construcția să pice, lăsați-vă inspirați de divinitate. Un eveniment neașteptat. O să vedem ce fel de eveniment neașteptat se va întâmpla. E neașteptat. Clarificările or să fie, dar Lăsați totuși surpriza să existe, pentru că vor apare indicii, dar. Indiciile sunt. Oh, oh, ce frumos. Sunt mici pe lângă surpriza mare care vine, da? Vedeți aici. Exterior nouă de cupe. Nouă de cupe. Pentru că apare diavolul, poate să fie cineva, trebuie să spun, trebuie. Trebuie. Poate să fie cineva care are adicții către băutură și petreceri nasol. Nasol dacă și da și probabil că plânge după voi în cazul în care voi le-ați oferit stabilitate acestor oameni, da? Și aici este confuzia, confuzia lor care se împrăștie, da, în jur, în preajma celor cu care au relații. Asta este. Iar cu șase de bute poate să fie o atitudine narcisistă din partea cuiva. Dar, repet, o să clarificăm. Mai este un alt mesaj. Nouă de cupe poate să fie acest personaj nouă și steaua, pentru că este luța varianta mică, un personaj la distanță, mai mare sau mai mică, nu contează, dar care vă, vă vindecă, vă, vă alină, față de care aveți, apropo, îmbrățișați-vă emoțiile, da? Față de care aveți multe emoții. Vedem! Și nu mai dau o musai zodii pentru că aceste cupe reprezintă latura emoțională a oricărei zodii. De ce vă este teamă de lună? Aici, de confuzia asta. Posibil de cineva cu marcaj în zodia racului. În mod special, a peștilor, scorpionului, marcaj, marcaj, neapărat poate să fie ascendent, poate să fie lună, nu musai zodie. Da, Există o, o confuzie, o, o nelămurire, o frică de emoții, de-aia vi s zis, interesant, frică, pentru că e în poziția fricilor, de-aia vi s-a zis îmbrățișați-vă emoțiile, că sunteți semne de pământ și poate unii um, așa ați fost învățați de viață, de familie, să, să căutați stabilitatea fizică în detrimentul înțelegerii la, laturii voastre emoționale. Da, în fine. Aha, frumos, regele de monede, aici ce sunteți voi, asta vă doriți. Să fiți cu capul pe umăr și picioarele pe pământ. Vă doriți un bărbat sau o femeie uh, matură, responsabilă, care să vă asigure stabilitate. Eventual, voi să fiți în această postură, da? Eh, se vede? Ia. Voi să fiți în această postură. Și dacă voi sunteți, repet, vă doriți un partener care este asemeni vouă. Poate să fie asemeni de pământ, asta pentru că vedem în viitor și diavolul. Vedeți, da? Dar diavolul deja aici arată bine regele de monede. Este o persoană generoasă, autoritară în sensul frumos al cuvântului înțeleaptă. Dar diavolul devine toxic și aici este ideea. Eu cred că toxicitatea asta, așa simt, vine dintr-o altă direcție. Oho. Ce reușiți să faceți, cavalerul de monede, să munciți? <laughs> Tipic pentru Taur, dar să munciți, dragii mei. Poate că vă întâlniți, poate primiți mesaje de, un, de la un alt semn de pământ, apropo. Dar poate un alt semn de pământ, aici în general e fecioară, apare și Capricorn și taur, poate un alt semn de pământ vrea să construiască alături de voi. Da? Vrea să devină din cavaler rege pentru voi. Ar fi minunat. V-ați împlini acest vis, această dorință. Această speranță care vine poate să fie speranța cuiva din exterior. Ia să vedem. Da, vrea să construiască un t Nu, no, uh, no, 10. Vrea să construiască o familie cu voi. E frumos. Și totuși cineva trebuie să aleagă. Am vorbit de alegeri chiar de la început, da? Trebuie să alegeți. Și trebuie să, în alegeri, să nu uitați și de emoțiile voastre, pentru că apare aici, apare luna în poziția fricilor. Unii dintre voi, unii, nu toată lumea, fugiți de emoții, dar, dragii mei, pământul fără apă se crapă. Voi, dacă vă căutați stabilitatea pur materială, fără să îmbinați emoțiile, satisfacțiile personale, se duce totul de râpă, da? Mare grijă cum alegeți. Mare grijă. Hai să lăsăm totuși astea două aici, da? la capătul setului de cărți. Vai, ce frumos, o nouă dragoste. Probabil că deja s-a înfilipat această nouă dragoste. Și, dacă nu-i vorba mult de dragoste, poate să fie vindecare. Că văd totuși în prezent o tristețe. Vă vindecați de aceste lacrimi. Ce frumos ar fi. Ce frumos ar fi în cazul în care sunt ale voastre. Pentru că 5 și cu 1 duce către 6 și 6 de cupe înseamnă întâlnirea cu sufletul pereche. Da? Cu un suflet cu care v-ați mai întâlnit în tinerețe, în copilărie sau într-o altă viață. O legătură profund emoțională. Și asta se va întâmpla, întâlnirea, dacă nu s-a întâmplat, se va întâmpla după ce începeți sau când începeți măcar să vă vindecați. După ce? După niște tăceri. Poate unii dintre voi aveți o nouă dragoste cu cineva cu marcaj în fecioară. Posibil că vă fecioara a doua oară. Dar există niște invidii în jur. Există niște certuri. Există o tristețe. E a treia persoană care probabil plânge. Există o a treia persoană. Hai să clarificăm. Tauri soarele. Clarificăm. Ah, soarele? Ah, am zis soarele, interesant. Vreau să zic steaua. Un personaj care vă aduce fericire. Și dacă nu i vorba de personaj, repet, vindecarea voastră vă va duce către iluminare, turnul și către fericire. Deci concentrați-vă, dragii mei, pe vindecare. Da? Nu săriți din lac în puț, dați-vă timp să vă echilibrați sufletelul. Steaua. Tau, steaua. Ah! Nouă de bătăi. Încercați să rămâneți în picioare, dar în afara granițelor. Nu vă blocați sufletul, chiar dacă sunteți într-un proces de vindecare. Sperați în continuare, pentru că nou înseamnă Jupiter, expansiune și expansiunea nu poate să aibă loc fără speranță și fără credință, da? iar pentru că sunteți răniți, că ați trecut prin multe situații, da, ești cineva rănit, trebuie să vă vindecați. În mod special sufletul. Eventual păziți vă sufletul, dar nu din spatele gardurilor, ci din afară, pregătiți de luptă. Aș mai vrea o carte, pentru că văd totuși niște lupte, a lupte interioare ale egoului, egoul cuiva care tot pleacă, vine, văd niște probleme. Aș mai vrea o carte în acest context. Oricum ar fi, concentrați-vă, dragii mei, pe vindecare și pe, doi de, doi de bone, de monede. Aici este. Cineva tu vine, pleacă, vine, pleacă. E un cerc din care am senzația că nu mai ieșiți, unii dintre voi. Acum, nu contează zodie, văd și semn de foc, Văd și Marcaj în semn de foc. Zic marcaj, că poate e Marte, nu musa zodie, da? Marcaj în semn de pământ, marcaj, puteți să fiți voi sau altcineva, marcaj în semn de foc și marcaj în zodia vărsătorului. Poate să fie ascendent, Venus, orice. Însă, cineva tot vine, pleacă. Ia să vedem. Mai dăm o carte. Ah, ce frumos, regele de cupe. Aici este, ce trebuie să alegeți, dragii mei? Ce trebuie să alegeți? Între ce jonglați? Între emoțiile acestea profunde, într-o dragoste adevărată, atinsă sau neatinsă, pentru că poate să varieze, în curs de apariție, că am văzut asul de cupe, în curs, în curs de dezvoltare, A, Așa. și un alt personaj, care de care trebuie să vă vindecați. Cofi, repet marcaj în vârșător, Cofi marcaj în semn de foc. Eu zic că trebuie să vă vindecați pentru că regele de cupe pentru mine înseamnă și consilier emoțional și vindecător. Deci, înțelegeți, care e procesul, ce trebuie să faceți voi? Trebuie să vă vindecați de cineva care va v obliga să vă obosit, v-a pus tot timpul în, în postura de a lupta, de a lupta, de a lupta, de a întreține ceva. Și ați ajuns totuși, chiar dacă stați în picioare, aveți rezistență, ați ajuns destul de obosit. Trebuie să vă vindecați de acest personaj. Aici este. Și aici este alegerea. Ce alegeți? Să stați în picioare alături de acest personaj. 9 no, de băte și să vă blocați, interesant, să vă blocați destinul și vindecarea sau să alegeți regele de cupe, care înseamnă și dragoste adevărată, înseamnă și emoții profunde. Nu vorbesc numai să de o persoană, poate să fie o persoană orice zodie, nu obligatoriu să fie semn de apă, orice zodie, orice om față de care aveți sentimente profunde și atunci regele de cupe corespunde cu această stea. Cu acest, vedeți aici o cupă, aici sunt două cupe, aici este un lac, aici este un ocean, cu această capacitate de vindecare a unui personaj în viața voastră. Și pentru asta trebuie să vă rugați ca să știți cum să alegeți, să vă ghideze steaua, da, să primiți ghidaj de la înger cum să alegeți. Ați înțeles drăguții mei? Pentru că există aceste confuzii, de am clarificat. Aici, ce să aleg? Și au apărut alegerile, da? Ce să aleg? Există conflicte interioare, niște discuții în legătură cu o mamă, o soție și un personaj care vă atrage atenția. Oh, oh. Da, Ia uite, sunteți voi, poate cu un semn de aer, cu un semn de foc, să zicem, trei, trei femei, dragii mei, și când sunt două este scandal, da, pe păi când sunt trei. Glumesc, dar poate nu fie glumă. Când sunt două femei, deja prea mult. În fine. Clarificăm șapte de cupe, te rog. Pentru tăurițe și tăurași. Așa, oh, aici sunt grijile. Cineva își face griji. Iar dacă e marcaj în semn de aer, vedeți și voi. Cineva își face griji pentru că nu știe cum să aleagă. Uh, și stresul său creează confuzie în jur. Visează și se stresează, pierde nopțile visând, sperând. La ce? Sperând la ce? Ia uite, nu s-a comunicat, nu comunicat, s-a stat, ia uite, au fost răni, au fost discuții, ia uite, a apărut soarele. Cândva a fost soare, dar acum, în ultima vreme, au apărut nori în această relație. Din cauza egoului. Dar este o tăcere sau o stagnare. Iar mai dăm o carte. O, ciudate. Una ori mă întristează clarificările, dar alte ori sunt binevenite. Ia, extraordinar, tot doi de spade. Aici este un blocaj în comunicare. Am senzația, rămâne de văzut că aceste testări nu le aveți voi, le au ei. Le au ei. Dacă le aveți voi, vă rog, alegeți, cum am zis mai devreme, vindecarea. Vindecare. Aduceți-vă la cineva care vă poate ajuta. Regele de cupe, am zis, poate să fie și un consilier. Și, și aici regele de spade. Re -ă, cavaler de foc, regele de spade, de aer și doi de cupe. Ă, șase de cupe. Posibil pentru unii dintre voi, relația voastră cu cineva, o relație foarte profundă, șase de cupe, să fie influențată de cel puțin două persoane, un semn de cineva cu marcaj în aer și cineva cu marcaj în foc. Și relația asta poate să fie, repet, cu orice altă zodie, dar cu cineva care vă este, vă atinge sufletul. Și aici sunt niște chestiuni. Lumea zic niște chestiuni pentru că e talarea colectivă. Dar iar alegele, că am vorbit de la început, alegeți. Asta e. Interesant lume. Lumea a fost clarificată de șase de cupe și regele de spade. Încheiați capitolul cu un personaj cu care v-ați întâlnit în copilărie, cu care ați avut o relație frumoasă la un moment dat, dar încheiați capitolul, pentru că regele de spade înseamnă și o atitudine rațională și lumea înseamnă încheiere de capitol. Poate că ați fost, v-ați de-a lungul, prin lume, împreună, iar variază, poate să fie o relație online, variază de la taur la taur, de la tăuriță la tăuriță. Dar acest capitol încheiat, încheiat pentru că regele de spade E o figură autoritară care vorbește mai puțin, gata, a înțeles ce are de făcut. Acum, tot, tot am văzut semn de aer pentru unii. Ar putea să fie și așa, evident că ar putea să fie în multe feluri. Că, de fapt, finalul este lumea, da? Încheiere de capitol. un personaj prea rațional, eventual, cu care ați vorbit o perioadă, dar cu care ați încheiat capitolul. Povestea. Ia uite, eremitul, iar tăcere, argumente, da, deci se confirmă, lacrimi, se confirmă totuși. Șase de bute în trecutul apropiat. Ce înseamnă șase de bute? Victoria voastră, dorința de a cuceri ceva, a voastră sau alt altcuiva. Ia să vedem ce înseamnă șase de bute pentru taur și taurițe. O, oh, zece de cupe. Asta e. Și împărăteasă. Vrei să ieșiți din aceste probleme de cuplu și să mergeți să oferiți ceva valoros către. Mergeți să oferiți sau poate alt semn de pământ, da, alt semn de pământ vrea să ofere o întâlnire, un gest, un telefon, să vă ofere vouă ceva, un cadou, care să vă facă fericiți. Cineva vrea să vă cucerească, cu șase de bute și 10 de cupe vrea să vă cucerească, se simte euforic în prezența voastră, are multă pasiune, regina de bute Și dacă voi ieșiți dintr-o perioadă cu probleme de cuplu, ați putea să primiți această ofertă da? Valetul, și de, valetul de monede și șase de, de băte. Unii dintre voi, Tauri, ați fost cu cineva cu marcaj în semn de foc și aveți un copil, dar în spate aveți și probleme de cuplu. Și apare un alt personaj care încearcă să vă cucerească și să vă aducă o stare de bucurie. 5 de cupe în prezent. Ah, sunt multe. 5 de cupe. Ah, asul de cupe, ce frumos! Posibil să fie cineva cu marcaj în fecioară, ca mai văzut care a trecut printr-un divorț, printr-o transformare, moartea și regina de spade, posibil. Dar nu obligatoriu, evident că sunteți mulți. Însă, aceste regrete, aceste lacrimi ale voastre sau ale cuiva trebuie vindecate. În primul rând, voi nu mai trebuie să vă lăsați influențați de ele, da? Voi trebuie să vă întoarceți să vedeți că aveți două cupe. A voastră, asul de cupe și încă cuiva. Da? Dar trebuie să vă întoarceți, cu cu fața către cele două, care, după cum vedeți, sunt și mai frumos, mai frumoase decât celelalte din trecut. Arată bine. Și chiar dacă nu este semnul fecioarei, acest, acest nou potențial de vindecare și de dragoste apare după o perioadă de regrete, de probleme în viața voastră sau a celuilalt. Și unul dintre voi sunteți într-o stare de preîmpărăteasă. Un, zic unul dintre voi, da? Pentru că variază. Într-o stare de preîmpărăteasă. Aveți reușite, sunteți frumoși, sunteți stabili. Vă mai trebuie încă o monedă ca să ajungeți exact de aici. Ia uite. Vă mai trebuie un cavaler care să vă fure și să vă ducă într-un loc sigur și să creați acest zece. Mai trebuie un rege, da? Că acum vreți voi să fiți rege pentru această prempărăteasă, iar varie, variază și să creați această familie frumoasă cu altcineva. Că veți fi rege, că veți fi cavaler sau cineva vine, repet, în viața voastră să creeze o legătură. dispusă, dispus să muncească cu răbdare pentru a crea această legătură. E frumos, e un potențial fain. Hai să vedem în poziția sfatului. Turnul, ce înseamnă turnul? Sfatule. Lăsați construcția veche. E o construcție veche, un turn. E o construcție veche. V-ați de cineva această construcție. Trebuie să pice ca cei doi. Cuplu vechi să se împrăștie, da? e cuplu vechi. Și în momentul în care picați, dați cu fundul de pământ, veți, vă veți trezi, da? Și veți înțelege, păi, da, de fapt, eu de ce am plâns, pentru cine am plâns, când de fapt am un alt potențial. În primul rând, trebuie să mă vindec, îmi șterg lacrimile și când o să am lacrimile șterse, o să pot să văd și noua dragoste. Ești cineva care încearcă să vă impresioneze. Deci turnul, ia uite, dezamăgiri. Turnul pentru tauri e, he, he, he. Interesant că s au oprit tot la dezamăgiri și la cinci de bute conflicte. Lăsați deja dezamăgirile, conflictele, da. Taurii sunt semne, taur sau verbe, semne fixe, da? Încăpățânați. Țin de ce au. Dacă nu merge, cât să țineți? Lăsați să se întâmple întâmplarea. Este o pasiune. Eventual s-ar putea să vină o nouă pasiune din partea unui bărbat. Iată că tot îl vezi, vreți aici, regele de monede și împăratul. Un alt bărbat stabil. Da? Cofi berbe, cofi taur, cofi alt semn. Nu contează. Evenimentul neașteptat, eu așa simt. Deci turnul oricum se manifestă de mai mult timp, de cel puțin un an de zile la voi. Vă separați, vă despărțiți majoritatea, da? Majoritatea, că nu aveți cum. Asta e. Și știu multe cazuri. tăurițe, în mod special, pentru că știu mai multe teorițe decât oraș. Dar turnul ăsta se manifestă de ceva timp, vă, vă dă lumea peste cap. Dar evenimentul neașteptat, răsnetul este aceasta, iau de că și aici este o lumină, da? această nouă pasiune din partea cuiva stabil. Exact ce vă doriți voi. Stabil. Aici este problema ca acest personaj stabil să nu fie prea autoritar pentru că apare diavolul în viitor. Dar, repet, diavolul poate să fie personajul din trecut obsedat de voi, dar poate să fie, o să vedem la clarificări, sau veți trăi și veți vedea mai bine zis, veți trăi și veți vedea ce acest diavol. Legătura aceasta intoxicantă karmică sau, eu știu, de conflicte. Or să fie conflicte în momentul în care apare acest personaj. Dar dacă e într-adevăr împărat, va stabiliza conflictele într-o formă sau alta. Vedeți? 9 de cupe, exterior, ah, hai să mai zicem și altă versiune. Evident, nu stăm acum să așteptăm împărați, da? Nici noi pasiuni. Să mai zic alt mesaj, dragii mei tăurași și tăurițe. Turnul înseamnă un eveniment neașteptat. O idee trăznet. Asul de băt înseamnă și ideea. Vedeți, o sclipire aici. O, o idee trăznet. Care vă ajută să vă reconstruiți, să vă restabilizați viața. Pentru că voi vă doriți stabilitate, da? Ideea asta, veți să și veți vedea cum se manifestă. E o idee. Cum să faceți bani, cum să vă creați stabilitate, cum să construiți ceva durabil care să nu se mai dărâme pe viitor. Aici este. Uranus vine cu destructuralizare, dar vine și cu idei. Că tot e Mercur retrograd. Bine, idei. Dar le puneți în practică când iese din retrogradare. Nu nouă de eu încercat să vă sfătesc pe toți de bine, cum am putut și eu. Oh, oh, oh scorpion pentru cineva. Sau, marcaj în scorpion. Cineva cu marcaj în pește sau în scorpion. Puf. Iar niște emoții intoxicante care vă răscolesc. Și pe ei. Wow. Dar interesant, foarte interesant cum seamănă seamănă foarte mult cărțile, nu vedeți și voi. Aici este, un, aici este o moarte, bine, vorba vine moarte, o problemă care trebuie transformată. Aici iar este o pierdere, un regret, sunt niște lacrimi care trebuie șterse, da? La voi. Și care a fost clarificat cu asul de cupe, da? Acum, iar, această moarte clarifică nouă de cupe. Cineva Ori voi învățați, ar fi fain, ar fi mișto, nu? Ar fi fain să învățați de la cineva, pentru că apare regele de cupe în, în poziția alegerilor central, da? Un, să zic, consilier, un om de suflet, care vă învață, domnule, am trecut. Prin câte am trecut? Ce am învățat să mă iubesc pe mine? Am învățat să mă bucur de tot ce am. Și această influență exterioară să vă ajute și pe voi să vă vindecați de lacrimi și să vă iubiți pentru că asul de cupe înseamnă dragoste față de voi, stimă față de voi. Să nu stați în relație doar pentru că sunt stabile. Am zis, pământul fără apă se crapă. Uite, se crapă. Aici este. Îl crapă trăsnetul și ploile și vânturile. Și aceasta ar putea să fie ideea. Da, ideea. Trăsnet. Conceptul. Cum să fiți stabili. Sunt multe variante, dar... Ia uite, cineva vă echilibrează viața. Acest personaj vă echilibrează viața, vă ajută să renașteți. Da. Vă dă un ajutor pentru că șase de monede dă un ajutor. Practic și emoțional. Practic poate să fie, eu știu, vă dă niște cărți despre... Dau un exemplu, două monede, două cărți despre cum să gândiți pozitiv și cum să vă echilibrați financiar viața. Le citiți și le puneți în practică, da? Înțelegeți, dragii mei, cum stă treaba. Clarificăm luna. În exterior este un personaj care a renăscut și a cărei stare de, de bine și de confort emoțional vă inspiră. Și e minunat dacă vă inspiră asemenea personaje și nu cei care, am zis, vă blochează. Da? și care uh, s-au comportat poate prea rațional, prea glacial, prea restrictiv, în fine. Asul, uh, nu, luna în poziția fricii. Ce îmbrățișați vă emoții. uite, conflicte, conflicte interioare, eventual, poate nu doar interioare, lupte, legătură cu niște emoții. Interesant. Cineva cu marcaj în semn de foc se luptă. De aici vă e teamă. Pentru că se luptă cu voi în viața voastră, într-un fel sau altul, pentru că nu înțelege niște lucruri. Are impresia acest personaj cu care vă lupta sau care se luptă acasă, iau uite. Da? Zece de bute și patru de bute. Are impresia că. nu contează zodia, un personaj cu care ați fost în casă, ați avut o relație de lungă durată, e un personaj, cu fi aer, cu fi foc, da? Cu dezamăgiri, v a adus și multe dezamăgiri, v a pus în multe responsabilități, a trebuit să faceți nu știu câte lucruri pentru ei, da? Interesant că luna înseamnă casă și aici apare patru de bute. Acest personaj tu se luptă. Pentru că nu înțelege, sunt confuziile lor. Aici este, sunt confuziile lor. Și tot se luptă, tot încearcă, eu știu ce încearcă, voi știți ce încearcă. Clarificăm regele de monede în dorința taurilor. Dorința lor. ce își doresc. Un bărbat de bărbat. să vindecați o situație, în primul rând, conflictuală și care va, iau te iar va, va pus în lacrimi, aici o să vindecare, apare și aici la astfel de cupă și temperanță. Au niște probleme acasă, ia mai dăm, mai dăm. Regele de monede. Ce își dorește taurul și taurița în această perioadă? Regele de monede. Evident că stabilitate. Ia uite, asul de spade. Asul de spade. Înțelegerea. Domnule, ca să ai stabilitate, trebuie să înțelegi lucrurile cum merg. Și stabilitatea se creează unor tăind în munți, trecând peste obstacole. Vreți într-adevăr un om adevărat? Un om, bărbat, femeie, nu contează. Vreți victorie. Vreți să înțelegeți cum să ajungeți. Aici este înțelegerea și ideea, trăsnet. Cum să ajungeți la stabilitate. Dar primul este asul de cupe. Primul este, prima este vindecarea, prima etapă este, de fapt, steaua. Prima etapă este rugăciunea, speranța, alegerea eventual a unei, a unei colaborări, a unei susțineri, cineva să vă susțină emoțional. Am zis, apă fără pământ nu se poate. Oricine, că e prieten de familie, că e consilier, că e cineva să vă învețe, să vă vindecați, apare vindecarea, apoi între timp apare și cât apare la da. Mai repede, primul prima, manifest, sau prima rană vindecată cu că se cicatrizează, vine și ideea. Și apoi vine înțelegerea. Vreți oameni sinceri, oameni care și nu vreau să dau zoli, pentru că e riscant. Oameni sinceri, înțelepți care când gândesc și fac, când spun un lucru și îl fac, nu vorbesc și rămân cu lucrurile nefăcute, da? Ia uite. Taurul, să zicem, male preot și șase de spade. Vreți să vă detașați de apele tulburi? Ia uite, le sunt aici. Să vă detașați, să mergeți către soare sau către stea. Este noapte, atunci mergeți către stea, dar știți bine că am zis soarele, da? vreți? Evident. Lumină și stabilitate. Clarificăm diavolul în viitor. Și, uf, da, cineva. Trebuie să, vă, da, trebuie să vă protejați de atacurile cuiva. Ia-te, ia-te cum vine și vorbește și va atacă într-un fel sau altul. Da, tot ține, ține. Până acum fugit, a fugit, a s-a întors, dar acum tot ține. nu puteți să oferi stabilitate cuiva care a tot fugit de pe lângă voi, da? A fost, a fost plecat prin prieten la petreceri, da? Trei de cupe, șapte de spade, nu, nu, Acum ține el sau ea la voi, nu se poate așa ceva. Trebuie să vă protejați de obsesiile cuiva. Asta este clar. Nu, capricorn, nu nimic, a, Săracii capricorn, că nu sunt toți așa de Nu, sunt și ei oameni. Nu, protejați-vă, puneți-vă granițe personale, în fața unor obsesii ale unor. Aici apar. Aici apar confuzile cuiva. Da, zic. Da? Blocaj. Cineva care va a blocat destinul. Într-un fel sau alt. Uf, Cavalerul de monede. Și iar am făcut etalarea lungă. Asta e ce să fac. Ascultați și voi în două părți. Prima parte, azi, a doua parte, eu știu când. 2, Ok. Aici este. Cavalerul de monede a fost clarificată de regina de spade și trei de spade. Puf, mare grijă să nu promită cineva. Da? Dar totuși, cavalerul de monede poate să fie un alt semn um, sau un alt personaj, neapărat semn. Pentru unii poate să fie un alt semn de pământ, dar nu contează semnul. Un personaj cu capul pe umeri, Picioarele pe pământ nu le are că e pe cal. E în mișcare, vine greu, construiește, e dispus să construiască, pentru că a trecut prin dezamăgiri ca și voi. Eventual a trecut printr-un divorț. Asta e. Dragii mei, tăurași și tăurițe. Sau dragele mele, tăurițe și tăurași. Cu cine vorbesc mai mult? Cu tăurițele, nu? aici este. Ce veți reuși să faceți? Puteți să fiți voi, am zis, în cazul în care nu e altcineva. Sunteți voi dispuși să vă construiți. Da? Viața, un nou Imperiu? Dacă vă lăsați și inspirați divinitate și, spuneți, și faceți ce, cum am spus mai devreme? Așa, voi dezamăgiți, eventual divorțați, unii dintre voi, dar mergeți înainte. Cu răbdare, cu răbdare, ajungeți la 10 de monede. Ca asta vă doriți. Analizați eremitul. Analizați cum să ieșiți din întuneric, din dezamăgirile respective. Cum să renașteți judecata, cum să vă ascultați intuiția. Că ce ascultați cu inima. Cum zice? Ascultați cu inima. Uite, ascultați cu inima ce vă șoptește destinul. Îngerii frumos. Eu zic că e frumos, dragii mei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că vă e de folos din tot sufletul. Sper asta. Ceau!